Ziua bună tuturor, noroc bunor tacilor! O emisiune în care vom discuta în mare despre ceea ce ar trebui să se petreacă mâine legat de alegerile de la Sindicatul Muntele, dar până să ajungem acolo vom discuta subiectele pe care le avem în general la ordinea zilei, producția, consumul, prețurile, energiei pe piața zilei următoare, să vedem ce se mai petrece în minerit. Că trebuie să și recunoaștem, cu sau fără aceste alegeri, mineritul trebuie să meargă înainte, iar lumea trebuie să-și ia salariile la timp și, mă rog, viața poate continua, probabil și fără noi cei din sindicate, cu siguranță. Dar, înainte de toate, aș vrea să vă dau o știre pe surse, ca să spun așa, apărută de ceva minute, în timp ce veneam spre redacția Capital TV. La nivel național se pare că în seara asta va fi noaptea cuțitelor lungi. Se pare că USL-ul își va da obștescul sfârșit astăzi, 5 noiembrie 2013. Este o știre pentru care nu bag mâna în foc decât aproximativ vreo 80%, dar este o știre care merită luată în considerare, mai ales că sursa care mi-a dat această știre este o sursă care nu m-a păcălit până acum absolut niciodată. Deci este de urmărit în această seară ce se petrece în USL. Sunt mișcări foarte ample la București între factorii de decizie din PSD, factorii de decizie din PNL. Probabil și partidele ceva mai mici ori început să conteze de ceva ore. Cu cât ne vom îndrepta spre ora 12 noaptea, cu siguranță aceste partide vor fi luate în considerare din ce în ce mai mult. Deci este de urmărit astăzi ce se va petrece în politica românească și dacă USL-ul se va rupe, iar dacă acest lucru nu se va petrece astăzi, așa cum sursele mele o spun, cu siguranță se va petrece într-un timp relativ scurt. Bun, asta despre politica la nivel național. Încă o știre pe care trebuie neapărat să vă spun în contextul alegerilor de mâine. Se pare că cei care organizează aceste alegeri au dat deja prima lovitură. Nu toți membrii Sindicatului Muntele pot mâine vota, cu sau fără intenție, Dumnezeu mai știe ce să mai credem. Se pare că cu 20% sunt buletine de vot mai puțin tipărite sau, mă rog, dacă or fi tipărite câte trebuiesc, ele nu au ajuns la comisiile de votare. Deci, în primul rând, cei care aveți de gând mâine să votați și sunteți membrii Sindicatului Muntele, trebuie să înțelegeți să vă grăbiți la aceste urne, deoarece este posibil ca 20% dintre voi să nu mai aveți pe ce vota, deoarece președintele încă în exercițiu al Sindicatului Muntele se pare că dintr-o regretabilă greșeală sau, mă rog, cu intenție, încă nu putem ști, dar vom afla, a tipărit cu 20% mai puține buletine de vot. Ce se urmărește prin această cum să spun așa, metodă de a organiza alegerile nu poate fi decât un lucru simplu, de a bulversa mâine lucrurile și de a aduce totul probabil într-o zonă în care nu se mai pot lucrurile controla și vezi, Doamne, în cazul în care cineva va pierde alegerile să fie și motivată această alegere pentru a se deschide calea unor eventuale contestații sau mai știu ce. Deci, cu alte cuvinte, mâine, cei care sunteți membri ai Sindicatului Muntele, v-aș solicita să vă grăbiți să votați, deoarece, repet, nu fac parte din comisie, nu candidez, deci nu aș putea să spun că sunt extraordinar de implicat în acest exercițiu, dar se pare că, din diverse motive, care cel puțin mie la ora la care vorbim îmi scapă, deoarece este o știre pe care am de aproximativ 10 minute, 20% din buletinele de vot nu au ajuns la comisiile de vot din cele 7 puncte de votare
Și cu alte cuvinte, 20% din membrii Sindicatului Muntele, mâine, dacă se vor prezenta la vot, se pare că nu vor avea pe ce vota. Și cu alte cuvinte, votul, în opinia mea, va fi viciat. Sincer să fiu, nu mă așteptam la astfel de lucruri. Credeam că încă mai suntem bărbați în ziua de astăzi și că mai avem o limită a bunului simț în care putem să ducem lucrurile la bun sfârșit, indiferent ce va însemna acel bun sfârșit. Mă rog, asta este prima știre legată de alegerile de mâine. Îmi pare rău că astăzi pe un post respectabil de radio din Valea Jiului am avut o intervenție telefonică și chiar am spus că sunt convins că nu vor fi niciun fel de probleme la aceste alegeri, deoarece lucrurile stau bine, sunt comisii, avem urne, avem cabine de vot, buletinele se pare că sunt tipărite, deci nu cred că ar fi nicio problemă, dar iată că pe timp ce se apropie clipa începerii votului, apar și problemele. Așa că o chestie de glumă ar trebui să o luați cei care urmăriți acest post Capital TV și care mă urmăriți acum. Probabil domnul Nica, fără, sunt convins să-l deranjez absolut deloc, fiind un foarte apropiat Partidul Democrat Liberal, a învățat ceva de la Traian Băsescu de la referendum, când eram odată mai mulți, odată mai puțini, când, mă rog, nimeni n-a mai știut la un moment dat câți ar fi trebuit să votăm la referendum, care era pragul care trebuia atins, chiar dacă procentual era clar că trebuia 50 plus 1, dar ca număr mă refer. Deci probabil, iată că vom trece și noi cei de la Sindicatul Muntele în cursul zilei de mâine prin aceste frământări. Probabil nu vom mai ști mâine câți au votat, câți n-au votat, cine a câștigat, cine a pierdut și probabil vom continua cu discuții, scandaluri și alte lucruri de acest gen. Personal, cred că și dacă astăzi, la ora 2, această greșeală ar fi fost făcută fără niciun angajament, fără nicio intenție, ea s-ar fi putut repara, sunt convins, până la ora 4, fără niciun fel de problemă. Nu cred că este atât de greu în Valea Jiului să tipărești încă vreo 700, 800 sau 1000 de buletine de vot în plus, deoarece nu sunt nici buletine de vot cu foiță de aur prin ele sau, pardon, cu fir de aur tras prin ele, nici cu tot felul de inscripții ale Băncii Naționale. Nu trebuia să merge după Mugur Izărescu să vină să semneze pe ele, că vezi, Doamne, altfel n-ar fi fost valabile. Deci, în rezerv dreptul de a fi foarte suspicios legat de acest aspect și, repet, cei care doriți cu adevărat să votați și să vă implicați în acest proces, vă sfătuiesc să veniți din timp la vot și să nu avem surprize, să nu mai găsiți buletine de vot înspre după amiază, când vor trebui închise urnele de votare. Asta este, nu avem ce discuta. Iată deja și un mesaj interesant, mă rog, tot așa, în spirit de glumă, să nu se supere nimeni. Cineva ne spune că să fie sigur domnul Niga că va câștiga aceste alegeri, să o cheme pe Roberta Anastase să le numere. Acum o să încercăm să contactăm în cursul acestei seri și pe Roberta Anastase să vedem dacă poate mâine să se prezinte în Valea Jiului și să ne ajute la număratul voturilor. Dar, mă rog, astea au fost știrile, repet, de început ale acestei emisiuni. Două știri, zic eu, destul de importante. Una națională, repet, pe surse, am înțeles că în seara asta este, sau, mă rog, în noaptea asta este noaptea cuțitelor lungi. Se pare că USL-ul se va destrăma sau, dacă nu se va destrăma, va lua o opțiune extraordinar de mare în acest sens. Iar legat de alegerile de mâine, trebuie să spunem că dacă lucrurile au mers foarte bine până astăzi, excluzând atacurile asupra anumitor persoane care candidează sau nu, așa, iată că astăzi, înainte de emisie, am fost sunat de oameni de la 3 mine din Valea Jiului, care mi-au spus că biletele de vot sunt mai puține cu vreo 20%, motivația se pare că ar fi că și așa nu veniți voi, cei de prin mineritul Văi Jiului la Șut, mâine,
chiar toți și de ce să tipărim atâtea atâtea buletine de vot ca să mai și votați. Ăsta este un mod interesant de a vedea lucrurile, dar asupra acestor aspecte, cu siguranță, vom mai reveni. Dacă toți cei care urmăriți această emisiune doriți, după ce voi prezenta știrile legate de producție, consum, prețul, etc., aș vrea să discut prin mesaje, telefoane, în direct, dacă doriți, băieții din redacție, niște băieți foarte isteți, o să vă preia aceste telefoane și va nota mesajele dumneavoastră, apoi mi le va da mie, să discutăm două lucruri, sau pe pagina de Facebook a acestei emisiuni, Valea Jiului în Univers, aș dori să discutăm câteva lucruri importante despre sindicat și despre oameni, deoarece, iată, de vreo 3 luni de zile n-a prea mai discutat nimeni despre oameni și despre ceea ce ar trebui să facem noi sindicaliștii pentru oameni. În primul rând, aș vrea să discutăm despre bonurile de cărbune, să vedem dacă aceste bonuri de cărbune mai satisfac dorințele și cerințele oamenilor, să vedem dacă nu ar trebui să luăm modelul celor de la Mintia și să transformăm aceste bonuri de cărbune într-o plată directă către fiecare angajat, funcție de prețul gigacaloriei de pe piață la vremea respectivă. Trebuie să vă spun că cei de la Mintia iau o sumă de aproximativ 4 milioane de lei, 4,5 milioane de lei în fiecare lună din sfârșitul anului, adică octombrie, noiembrie, decembrie și începutul anului următor, ianuarie, februarie, martie. Deci ar fi o chestie de interes să putem discuta aceste lucruri, să vedem o viitoare opțiune pe care o putem lua noi cei din sindicate. Asta ar fi una dintre problemele pe care le-am putea discuta cu siguranță. A doua ar trebui să fie transformarea până la urmă acestor a curentului electric, a beneficiului pe care îl avem toți care lucrăm prin acest tarif redus la energia electrică. Ar trebui să discutăm despre acest tarif, să vedem dacă nu ar fi mai indicat în opinia multora de altfel să fie transformat într-o sumă de bani pe care fiecare om să o ia lunar, indiferent de consumul pe care îl are la energie, astfel lucrurile s-ar simplifica foarte mult. Și al treilea subiect foarte interesant, să vedem în ce măsură vom reuși într-un timp foarte scurt să egalizăm sumele de disponibilizare a celor din minerit cu acelor de la cele două termocentrale, deoarece diferența este de cel puțin 10.000 de lei între sumele care se acordă la disponibilizarea celor din partea energetică a complexului energetic Hunedoara și partea minieră a complexului energetic Hunedoara. Deci, atât sunt trei subiecte, cred eu, foarte importante care ar trebui abordate. Pe parcursul emisiunii o să încerc să vă și explic de ce aceste probleme trebuie să abordate într-o altă notă, într-o altă, mă rog, într-o altă modalitate. Este vorba despre modul în care poate sau nu poate fi modificat un contract de colectiv de muncă în această perioadă în care, practic, partea minieră, adică complexul energetic Hunedoara, a fuzionat prin absorție cu complexul energetic Hunedoara. Deci, conform legislației în vigoare, cam o perioadă de un an, în mod firesc, nu ar trebui să se umble asupra contractului colectiv de muncă, dar se pare că cei din administrația complexului energetic Hunedoara găsesc o modalitate, totuși, de a satisface cerințele celor care lucrează în minerit și nu numai din cadrul complexului energetic Hunedoara. Bun, ca să revenim la subiectele noastre, haideți să vedem și rog regia dacă este pregătită și ca de obicei să vedeți că este pregătită, să prezentăm situația producției și consumului de astăzi din sistemul energetic național. Se produc 7600 de megawatt, se consumă 6600, deci aproape 1000 de megawatt se dau peste graniță, să spun așa. În cursul zilei de astăzi, pe tot parcursul padon zilei de astăzi, s-au dat peste 700 de megawatt-oră peste hotare, ajungându-se și la 1100 chiar de megawatt. Asta arată clar că, în sfârșit, România probabil se implică politic în viitoarea aderare sau preaderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană,
Lucru care nu poate decât să ne bucure, dar în același timp, pe lângă aspectul politic al acestei probleme, trebuie să ne mai bucure și faptul că reușim să producem de ceva timp încoace zilnic peste 2200-2300, chiar 3000 de megawați oră prin arderea cărbunelui, fie că este vorba de huilă sau de către lignit, de lignit. În cursul zilei de astăzi trebuie să spunem că iată, vântul bate extraordinar de tare, așa cum vă spuneam chiar și ieri. Se produc, atenție, 1500 de megawați la ora care vorbim pe, din eoliene. Lucru care nu poate decât să ne îngrijoreze. Dacă în acest mod vor merge lucrurile, prețul nu va putea decât să scadă la megawatt, lucru care, într-un fel sau altul, pe noi, cei din complexul energetic Hunedoara, nu poate decât să ne afecteze. Chiar dacă producția o vom avea mare, nu vom avea foarte mulți bani de încasat, tocmai datorită prețului foarte scăzut la energia electrică. Acum să vedem prețurile pe piața zilei următoare, piața zilei de mâine. Iată grafica, o aveți afișată, exact ce vă spuneam, datorită faptului că cei de la eoliene produc destul de multă energie, iată, începând de două zile încoace. Observați spre prima linie a graficului prețurile la megawatt, atenție, observați în căsuțele 1, 2, 3, 4, 5, prețul este de 12,56 de lei, un preț extraordinar de mic, dar trebuie să vă spun și de câte ori am ocazia am să vă readuc aminte despre acest lucru, cu ceva zile în urmă am avut prețuri chiar de 9,9 lei la megawatt. Apoi, cel mai mare preț pe ziua de mâine este de 206 lei, observați în căsuța cu cifra 19, 206 lei, apoi 20 este 209 lei. Prețuri extraordinar totuși, am putea spune, de mici, vântul bate cu precădere în zilele, în ziua de mâine, cu siguranță cei care licitează aceste cantități pe piața energiei știu exact, sau mă rog, aproximativ exact, ce se întâmplă în ziua de mâine cu harta vânturilor, pe unde bat vânturile, la ce capacitate, cu ce viteză și cam în ce fusuri orare, ca să spun așa, sau plaje orare mai degrabă, aceste vânturi au o intensitate mai mare sau mai mică. Am mai spus-o în cadrul acestei emisiuni, cum își licitează cei care produc energie eoliană aceste producții, este o chestie relativ simplă și am să vă explic. Sunt câteva firme în lume, două dacă nu mă înșel din Spania și unul, o firmă din Germania, care, mă rog, cu ajutorul sateliților, meteo și altor forme de monitorizare a atmosferei globului pământesc, știu aproape cu exactitate perioadele în care vântul bate, adică și intensitatea cu care acest vânt bate, și multe alte lucruri legate de aceste aspecte. Nu întâmplător să nu credeți că întâmplător s-au montat aceste parcuri eoliene în anumite zone în România. Cele mai mari, cu siguranță, sunt în zona Fântânele Cojalac, de prin județul Tulcea, Constanța. Deci, cei care produc energie eoliană și cei care licitează energia eoliană pe piața energiei știu foarte bine, repet, această harta vânturilor, intensitatea vântului, durata vântului și alte lucruri legate de aceste aspecte meteo. Bun, trebuie să mai și remarcăm faptul că, totodată, ei știu și exact dacă în acea perioadă plouă, nu plouă, dacă e chiciură, nu e chiciură, dacă ninge sau ce temperatură are aerul. De ce spun aceste lucruri? Fiindcă sunt foarte importante pentru cei care produc energie eoliană, deoarece chiciura sau, mă rog, zăpada sau gelul poate să îngreuneze producția asta de energie eoliană. Repet, astăzi sunt 1500 de megawați la ora la care suntem în emisie produși pe energie eoliană, o producție destul de mare, atenție, 1400 de megawați se produc
la atomă nucleară de la Cernavodă și 1500 iată de megawatt se produc pe eoliene. Dar în același timp trebuie să remarcăm că se produc 1239 de megawatt pe hidro. Repet, suntem poziționați destul de bine, 2293 de megawatt ca și producție, atenție, dar în același timp trebuie să remarcăm faptul că la această producție, dacă nu va fi dublată de un preț adecvat, este posibil arderea cărbunelui să se facă în pierdere, lucru care este de nedorit. Bun, cam asta a fost despre producție, despre prețuri. Repet, chiar dacă producția de cel puțin două luni de zile încoace ne ajută, trebuie să spunem că prețurile nu ne ajută aproape deloc și trebuie să remarcăm faptul că dacă nu am beneficiat de posibilitatea de a încasa datorită serviciilor de sistem pe care cele două termocentrale le efectuează către sistemul energetic național, nu știu dacă mineritul din Valea Jiului și producția de energie în Valea Jiului ar mai exista. Cam asta, să spunem, a fost despre aceste probleme. Repet, aș vrea să discutăm în limita în care putem despre trei aspecte, repet, foarte importante referitoare la bonurile de cărbune, la electricitatea, la acest tarif redus de care beneficiază minerii și la suma pentru plățile compensatorii de care beneficiază fiecare angajat din sistemul minier sau din sistemul energetic din cadrul complexului energetic Hunedoara, odată cu ieșirea din sistem prin concediere colective. Bun, până una alta aș vrea să discut câteva aspecte și despre alegerile de mâine și despre ceea ce se mai petrece prin sindicalismul din Valea Jiului, mai ales că în ultima perioadă foarte multă lume m-a întrebat de ce oare nu reacționează, să spunem, Nicolae Drăgoi, director general adjunct, la atacurile susținute, ca să spun așa, și atacul la mantinelă din partea lui Nica Petre. Nu l-am întrebat pe domnul Drăgoi acest lucru, nu pot să vorbesc în numele său, nu știu de ce nu reacționează, dar trebuie să spun în același timp un lucru. În general reacționează oamenii care nu se tem și care nu au nimic, absolut nimic de ascuns. Cei care probabil se tem sau au ceva de ascuns nu reacționează sau cine știe ce calcule își fac. Eu ce pot să spun e că dacă, prin absurd, e o ipoteză, nici nu m-am gândit vreodată la așa ceva, dar repet, ipotetic vorbind, am reacționat și voi reacționa de câte ori sunt atacat în presă de oricine și chiar nu am niciun stres legat de a reacționa în acest sens. Dar dacă aș avea o funcție la nivelul ăsta și aș fi atacat chiar și de Nica Petre în halul în care este atacat domnul Drăgoi de peste două luni de zile, cu siguranță, o spun cu sinceritate, domnul Nica Petre nu ar mai fi fost angajatul complexului energetic Hunedoara de mai multă vreme. Ori era la pensie, ori era cu DCM-ul făcut. Deci asta, mă rog, e o chestie personală. Nu vreau să deranjez pe nimeni, nu ăsta este interesul meu, dar, repet, sunt și eu întrebat de foarte multe persoane, oare de ce nu reacționează nimeni împotriva acestor atacuri susținute de peste 3 luni de zile? Mă rog, fiecare ar trebui în mod normal să-și răspundă la această întrebare, fiecare ar trebui să-și dea cu părerea, fiecare ar trebui să vadă exact cum se poziționează în această lume. Eu, repet, reacționez dacă sunt atacat sub orice formă, deci nu am niciun fel de reținere în acest sens. Cei care nu reacționează este doar treaba lor și părerea lor. Repet, dacă aș fi avut o anumită funcție cu siguranță și aș fi fost atacat de 3 luni de zile, mai bine 4 luni chiar de zile, în halul în care este atacat domnul Drăgoi, cu siguranță domnul Nica astăzi ar fi fost ori pensionar, ori nu ar mai fi lucrat în cadrul complexului energetic Hunedoara, nici n-ar mai fi apucat complexul energetic Hunedoara, probabil n-ar mai fi lucrat nici în cadrul Societății Naționale cu ILSA Petroșani. Dar, mă rog, astea sunt păreri personale, iată că nu pot să fiu acuzat de nimeni că
am vreun partipri cu cineva, deci iată că am curajul să spun lucrurile pe nume, indiferent de cine este vorba. Acum, legat de problema buletinul de vot de mâine, care lipsesc un procent de 20% din motive pe care eu nu mi le explic, mă rog, motivația ar fi că în general se vine la șut cu mai puțin de 20% din numărul angajaților, mi se pare o motivație destul de sumară, destul de slabă, nu știu ce să zic, dacă este firesc să se întâmple așa. Eu știu că în general când se votează trebuie să faci cel puțin buletinele de vot pentru toți oamenii care sunt înscriși pe anumite liste. Nu cred că este firesc ca la un moment dat să ne trezim că oamenii care vin la vot să nu aibă pe ce vota, că știu eu ce motive ar fi, sau iar să ne punem o chestie de genul, vezi Doamne că dacă o mină va rămâne fără buletine de vot, să vină omul de la altă mină cu buletinul de vot, iar mi se pare o aberație. Și de ce spun asta? Dacă, de exemplu, la mina Lupeni, să spunem, apar 10 oameni și nu mai sunt buletine de vot, ce se va întâmpla? Aia o să aștepte în fața urnelor până să aduc buletine de vot de la altă mină care se presupune că nu vor avea atâția oameni la vot, sau dacă toate minele vor avea oameni la vot, mergem iară, oprim votarea vreo 2-3 zile, sunăm la tipografie să ne mai tipărească câteva buletine. Iată, sunt niște aspecte care, sincer, mă deranjează când le aud. În general, îmi place să cred că sunt bărbați și lucruri ar fi trebuit rezolvate odată pentru totdeauna și să nu mai încercăm tot felul de tertipuri din astea, aș putea spune, ieftine, să deturnăm tot timpul lucrurile, să vedem cum să mai profităm de anumite lucruri. E tot felul de întâlniri, tot felul de mesaje care nu și-au rostul, tot felul de lucruri care, mă rog, se petrec în lumea asta, până la urmă sindicală, care pe zi ce trece, datorită prezenței câtorva oameni în fruntea sa, devine tot mai mizeră. Ce îmi transmite un telespectator? Spune așa că, de ce nu mai discutați de mai multă vreme despre importul de cărbune făcut de Mintia pe vremea PDL-ului, când director era Ion Borca, dar nu știu dacă chiar Ion Borca îl cheamă, sincer îmi cer scuze dacă nu este așa. Iar președintele Consiliului de Administrație de la Paroșenia, Gligor Dorin, șeful Partidului Democrat Liberal din județul Hunedoara, președintele Consiliului de Administrație, da, la Complexul Energetic Hunedoara era Florin Mârza, tot membru PDL, iar la sindicate era domnul Nica Petre, care și el era un simpatizant de marcă al Partidului Democrat Liberal. Mă rog, o să revin asupra acestei discuții, dar nu astăzi, deoarece astăzi nu am toate documentele la mine și în general ar fi bine să vă arăt documente când discutăm despre aceste lucruri, să ne mai reamintim cine le-a semnat și cam cine ar trebui să răspundă de ele. Dar se pune o întrebare firească. Dacă tot s-a discutat toată vara despre acest import, s-au adus acuze, s-au făcut emisiuni, s-a consumat o grămadă de cerneală, mulți au scris fără să se documenteze despre acest import, de ce nu-și pune nimeni problema dacă acum, în această iarnă, se face sau nu se face import de cărbune la Mintia? Și să vedem dacă era firesc să facem atâta scandal în vară despre acest import de cărbune la Mintia, mai ales că acest scandal, ca să spunem așa, a fost făcut exact de foarte mulți oameni al Partidului Democrat Liberal, chiar și din rândul sindicatelor, oameni din rândul sindicatelor, foști membri ai Partidului Democrat Liberal sau actual, nici nu știu, dar care au participat și au candidat pe listele electorale ale Partidului Democrat, iar astăzi, vezi, Doamne, pozează în apolitici și în oameni care luptă pentru drepturile minerilor. Dar, mă rog, astea sunt discuții pe care le vom relua cu siguranță imediat după o pauză publicitară pe care sunt convins că cei din regie sunt pregătiți să o facem. Repet, aș vrea să discutăm și o să discutăm foarte mult despre subiectele pe care mi le-am propus. Repet, o scurtă pauză publicitară și revenim.
Da, regia probabil nu e pregătită pentru pauza publicitară, așa că vom reveni în direct. Prima și cel mai important subiect pe care mi-l doream să-l discut era referitor la bonurile de cărbune și să vedem cum putem rezolva această problemă a bonurilor de cărbune, mai ales că, repet, la amintirea, bonurile de cărbune nu se dau bonuri de cărbune, practic se dau bani fiecărui angajat pe ultimele 3 luni și pe primele 3 luni ale anului, bani care sunt în valoarea unei gigacalorii, o gigacalorie fiind evaluată la 4,5 milioane de lei. Repet, dacă regia este pregătită să facem o pauză publicitară, după care vom reveni asupra subiectelor pe care am dorit să mi le discut, să le discut de la început. Pentru că iarna se anunță a fi una grea, iar confortul tău termic cu siguranță este o prioritate, nu mai sta pe gânduri și apelează la Centroterm. În mai puțin de 48 de ore îți garantăm că vei fi beneficiarul unui sistem de încălzire centralizată, fără ca tu să depui vreun efort. Apelează la un reprezentant Centroterm folosind numărul de telefon 0727 881 655, iar tehnicianul nostru se va deplasa la domiciliul tău pentru a stabili ce sistem de încălzire centralizată te avantajează. Centroterm execută instalare și vânzare centrale termice, instalații de gaz, autorizări șcir și service. Centroterm, mai simplu nu se poate, mai ieftin nu există. Casa Amicii din Nurican te așteaptă zilnic cu cel mai bun și mai accesibil meniu din zona noastră la prețul de numai 10 lei. Cu o largă diversitate de specialități culinare și o muzică potrivită ambientului, te așteptăm cu drag în casa noastră, Casa Amicii. Vrem să fim cea mai bună gazdă pentru tine, organizând mese festive pentru nunți, botezuri, zile onomastice și alte evenimente importante din viața ta. Prospețimea și tradiția se regăsesc în preparatele noastre, așa că îți recomandăm cu căldură păstrăvul încetină de brad. Ne găsești în Nurican pe Alea Teilor, Vila D. Pentru rezervări și informații ne puteți contacta la unul dintre numerele de telefon 0254 511 268 sau 0720 652 494. Casa Amicii, casa noastră este și a ta. Delux Second Hand, cel mai nou lanț de magazine second hand din Valea Jiului. Delux Second Hand. Pune preț pe hainele tale. Să se facă lumină. Să se facă. Dar cum? Simplu, prin cel mai nou magazin de electrice din Valea Jiului. Dar unde? La fel de simplu, în zona pieței agroalimentare din Petroșani, lângă farmacia de la piață. Magazinul Eco Electrice vă așteaptă cu produse electrice și de iluminat cu LED-uri. Produse ecologice de eficiență energetică superioară. Noua colecție de aplice se poate achiziționa în limita stocului disponibil. Eco Electrice. Dă lumină casei tale. Feric. Captivant. Strălucitor. Îți încântă privirea și pune în valoare cele mai importante obiective arhitecturale din România. Electromax. We are just making lighting right. Casa de Amanet Petroșan SRL este deschisă non-stop doar pentru tine.
Ai nevoie de bani? Cauți o soluție sigură și rapidă? Vino la noi și ai să găsești cele mai mici comisioane, cel mai rapid și sigur mod de a obține banii necesari pentru nevoile tale. Ne găsești în Petroșani, oricând, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, în centrul civic, în zona hotelului Onyx. Casa de Amanet Petroșan SRL, soluția ta financiară. Nou, de acum puteți amaneta și autoturisme. De acum la Happy Tour ai la dispoziție nenumărate variante de transport. Bilete de avion la prețuri de excepție. Zboară rapid și sigur cu Wizz Air, Blue Air sau cu orice alte companie ce operează în România. Nou la Happy Tour. De acum îți punem la dispoziție și bilete de călătorie cu autocarul, cu Eurolines. Vrei să închiriezi o mașină? Te ajută Happy Shore, pentru că ai la dispoziție serviciul închiriere auto, acum și pe extern, prin Sixt Rent a Car. Vino la Happy Tour, agenția ta de turism, pentru călătorii sigure, rapide și confortabile. Petroșan, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 108. Înființată de mai bine de 60 de ani, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila și-a demonstrat de-a lungul timpului susținerea față de membrii săi, fiindu-le aproape ori de câte ori a fost nevoie. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila te invită să te alături membrilor existenți. Orice membru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila beneficiază de ajutoare nerambursabile pentru intervenții chirurgicale, proteze dentare și auditive, dar nu în ultimul rând compensează bilete de tratament la băi în cuantumul de 100 de lei. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila oferă un stimulent de 200 de lei celor care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Casa de Ajutor Reciproc Petrila a Pensionarilor, mereu aproape de tine! Da, înainte să începem discuția despre subiectele pe care le reaminteam sau mi le propuneam la începutul acestei emisiuni, haideți să vă prindeți o știre interesantă. Statul se pregătește să injecteze 60 de milioane de euro în minele de cărbune din Valea Julei în căutarea profitului. Este un articol care a apărut vineri, deci ceva zile în urmă. Mi-asum faptul că preocupat mai mult de
aceste alegeri și de ceea ce se întâmplă cu Sindicatul Muntele, iată că am trecut fără să observ această știre destul de importantă. Într-adevăr, am reușit să o aflu de la un om politic din Valea Jiului. Nu mă apuc acum să pronunț numele, că vezi, Doamne, lumea o să spună că este iară vreo legătură dubioasă sau plină de alte subînțelesuri în acest anunț, dar cu alte cuvinte se spune așa, nu știu regia dacă poate să-mi afișeze și acest anunț, mă rog, mineritul din Valea Jiului, iată, ar trebui să primească, ar urma să primească, este și o știre în același timp, cred eu, destul de importantă. Mineritul din Valea Jiului ar urma să primească în curând o injecție de fonduri în valoare de 60 de milioane de euro. Banii de la stat, bănci și din conturile complexe energetic Hunedoara, astfel încât într-o perioadă de 3 ani de zile activitatea de aici să devină profitabilă. Banii ar trebui să se alăture subvențiilor de circa 6,7 miliarde de dolari pe care mineritul le-a înghițit în perioada 1990-2009 fără vreun rezultat vizibil. Normal că trebuie să fim și criticați. Recent am aprobat alocarea unei sume de 60 de milioane de euro pentru dezvoltarea minilor din Valea Jiului. O astfel de măsură nu s-a mai luat din 85, adică 1985, a declarat Maricel Popa, secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie. Popa nu a precizat clar de unde vor veni acești bani și care sunt proiectele concrete care vor fi demarate în perioada următoare pentru a eficientiza activitatea de minerit din Valea Jiului. Este o știre care, zic eu, este foarte binevenită în ideea în care zilnic sunt bombardat, ca să spun așa, de anumiți oameni care lucrează în Valea Jiului și mi se plâng de situația grea în care lucrează, de situația critică a lucrurilor de muncă, lipsa utilajelor, lipsa uneltelor de mână. Așa? Iată că vineri a apărut această știre, haideți să vă recitesc. Mineritul din Valea Jiului ar urma să primească în curând o injecție de fonduri în valoare de 60 de milioane de euro, banii de la stat, bănci și din conturile complexe energetic Hunedoara, astfel încât într-o perioadă de 3 ani de zile activitatea de aici să devină profitabilă. Banii ar trebui să se alăture subvențiilor de circa 6,7 miliarde de dolari pe care mineritul le-a înghețit în perioada 1990-2009. Bineînțeles că nu există în România să discute cineva despre vreo investiție în Valea Jiului fără să ne reamintească că am beneficiat de subvenție și câți bani, Doamne, iată, am înghițit noi cei din Valea Jiului. Dar nimeni nu spune despre beneficiile prețului scăzut al cărbunelui, despre locurile de muncă create, despre dezvoltarea anumitor regiuni și a Văii Jiului, trebuie să remarcăm, în toată această perioadă în care mineritul din Valea Jiului a fost subvenționat. Dar iată că, din 2011, 2012, 2013, acest minerit nu mai este subvenționat, cel puțin în zona minelor viabile. El merge înainte greu, târâș sau cum merge, dar merge înainte. O astfel de investiție ar fi remarcabilă în Valea Jiului și cred că ar putea relansa, să spun așa, această activitate în zona noastră. Totuși trebuie să remarcăm că 60 de milioane de euro sunt în același timp și bani mulți, dar trebuie să mai și spunem că pentru o țară, chiar și România, nu este o sumă exorbitantă 60 de milioane de euro. Este bine că domnul Maricel Popa, iată, declară, el este secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie, declară că a aprobat, practic, alocarea acestei sume de 60 de milioane de euro pentru dezvoltarea minelor din Valea Jiului. Sincer să fiu, știam despre această, aveam această informație de ceva timp, am fost informat, repet, pe linie politică de o anumită persoană politică din Valea Jiului, nu am difuzat-o, pur și simplu am fost preocupat și mi-asum acest lucru de lucruri mai puțin importante, cum ar fi alegerile de la Sindicatul Muntele și iarăși revin, nu înțeleg de ce mâine sunt tipărite cu 20% mai puține buletine de vot decât ar trebui, un lucru care nu mi se pare corect
și ceva mie nu miroase a bine legat de aceste, nu miroase bine legat de aceste alegeri. Este, cred eu, de neadmis să se întâmple acest lucru și să pozăm în același timp în toată presa că suntem cinstiți, corecți și că vrem alegeri libere și democratice. Repet, mi se pare că trăim și vom trăi mâine perioada referendumului în care din oră în oră se schimbau numărul de oameni care trebuiau să vină la vot, se schimbau numărul de morți, se schimbau numărul de vii, se schimbau numărul de oameni care erau peste hotare sau care se aflau în România. Probabil aceste momente se vor petrece și în cursul zilei de mâine, când există, repet, posibilitatea ca anumiți oameni care vor veni la vot să nu aibă atenție pe ce vota, deoarece că dintr-o regretabilă greșeală sau dintr-o intenție meschină, domnul Nica a uitat să tipărească toate buletinele de vot, nu pot să știu la ora actuală. Cineva îmi transmite că nu mai este cazul ca anumiți candidați să spună unii despre alții dacă îndeplinesc condițiile de pensie, deoarece toți candidații la funcția de președinte îndeplinesc condițiile de pensie. Da, trebuie să fiu de acord cu cel care mi-a trimis pe telefonul meu privat acest mesaj, este un număr pe care nu-l cunosc, dar mă rog, în sfârșit, asta este, cineva spune că nu mai are rost să se acuze candidații între ei că unul sau altul îndeplinește condițiile de pensie, deoarece toți cei trei candidați la funcția de președinte îndeplinesc condițiile de pensie. Da, așa și este, deci nu cred că mai este un motiv să ne legăm de unul sau de altul, cel puțin referitor la acest aspect. Iar dintre cei care candidează pentru alte funcții din cadrul Sindicatului Muntele, trebuie să spunem că și acolo lucrurile stau destul de interesant. Dintre cei doi candidați la funcția de președinte executiv, se pare că niciunul într-adevăr nu are condițiile de pensie, sper să nu greșesc. Este vorba de Alin Sân și de Darius Câmpian. Iar la funcțiile de secretar general, dintre candidați, repet din nou, sper să nu greșesc, se pare că doar domnul Pavel Robert îndeplinește condițiile de pensie, restul nu sunt în faza de a fi pensionabil. Mă rog, mai sunt o grămadă de acuze, iată când deschizi cutia asta a acuzelor și a Pandorei, ca să spun așa, sunt o grămadă de mesaje care se referă la o Dacia Break vândută de Sindicatul Liber MLUPEN, fără hotărâre de consiliu, referitoare ceva la clubul de pe la Lupeni, unde lucrurile se pare că nu stau chiar legal, se pare că sunt acolo o grămadă de lucruri. Stați să vă și spun despre ce este vorba, ceva în sensul în care clubul aparține practic doar unei singure persoane care mai deține controlul asupra vechiului sindicat, Sindicatul Liber de la Lupeni, oamenii fiind transferați către Sindicatul Muntele, deci la o adică, se pare că nu peste mulți ani acea persoană va deveni proprietar de drept, cum scrie legea sindicatelor, că patrimoniul se împarte între membrii care mai rămân în sindicat, și este posibil ca acest club, o clădire imensă și istorică, să devină proprietatea unui singur om sau, mă rog, a unui grup foarte restrâns de oameni, deoarece așa scrie legea că patrimoniul se împarte între cei care mai rămân, dacă statutul o prevede, dacă nu prevede statutul un alt mod de împărțire a patrimoniului. Mă rog, nu știu prea multe despre clubul din Lupeni, știu că se petrec acolo lucruri pe care trebuie să le apreciez, lucruri destul de interesante, dar referitor la proprietatea asupra acestei clădiri imense, trebuie să spun că nu știu extraordinar de multe, nu știu cine este proprietar acolo, se pare că este totuși Sindicatul Liber MLUPEN, sindicat din care nu mai face parte decât, după spusele celor care îmi trimite aceste mesaje, decât o singură persoană. Acea persoană se pare că este chiar domnul Nica. Nu vreau acum să-l acuz de absolut nimic, de aia nici nu
voi discuta mai multe despre acest subiect. Dar, repet, cei care aveți în proprietate cluburi, cum sunteți și cei de la Mina Vulcan și cei de la Mina Lupen, trebuie să fiți atenți că, în general, patrimoniul, în lipsa unor prevederi statutare, se împarte între cei care mai sunt membri ai sindicatului la ora când sindicatul se destramă și, practic, se hotărăște împărțirea acelui patrimoniu. Deci sunt două clădiri destul de mari și care, cu trecerea timpului, oamenii ieșind la pensie părăsind sindicatul, probabil uită că există varianta ca peste 5-10 ani de zile aceste clădiri imense se intre în proprietatea câtorva oameni care probabil vor mai fi conștienți, atenție, membrii unui sindicat la vremea când se va lua decizia destrămării sau dizolvării, mai precis, a acestor organizații. Deci, mă rog, noi la Livezei nu avem niciun club în patrimoniu, deci nu avem această problemă, dar cei de la Lupen și de la Vulcan, personal, cred că ar trebui să fiți foarte atenți la acest aspect, că este, repet, posibil ca peste 5 sau 10 ani de zile anumite persoane care acum se luptă pentru drepturile voastre, cu ghilimelele de rigoare, să devină proprietarii acestor clădiri imense, clădiri istorice și cu un trecut destul de interesant. Bun, hai să mai trecem și la lucruri interesante, să ne mai reamintim încă o dată și o să vă reamintesc de câte ori am această ocazie, cele mai importante pe care va trebui să le abordăm noi cei din mișcarea sindicală în perioada imediat următoare este problema bonurilor de cărbune și tentativa de a transforma aceste bonuri de cărbune în sume de bani. Trebuie să mai și spunem că sunt oameni din cadrul mineritului care nu beneficiază de aceste bonuri de cărbune pentru simplu motiv că ei nu sunt branșați la termoficare. Deci, practic, este într-un fel sau altul discriminare între cei care sunt branșați și cei care nu sunt branșați la termoficare. Bine, noi avem mai multe lacune în contractul colectiv de muncă. Personal am încercat de mai multe ori să atrag atenția asupra acestor lucruri. Avem și prevederi care sunt pentru oameni căsătoriți, oameni necăsătoriți, parcă, Doamne iartă-mă, asta ar conta. Cum sunt și o grămadă de prevederi care fac referire la subteran și la suprafață, care nu prea ar avea legătură cu munca de subteran și cu munca de suprafață. Până la urmă, calitatea de angajat trebuie să reținem că o au toți oamenii, indiferent de zona în care lucrează. Asta ar fi una din problemele pe care va trebui să le abordăm în perioada imediat următoare, iar apoi va trebui să discutăm foarte exact despre energia electrică, despre tariful redus de care încă mai beneficiem la energia electrică, deoarece s-ar putea să avem probleme și aici, nu în sensul în care administrația, vezi, Doamne, și-ar dori să ne taie acest beneficiu, nu așa se pune problema. Problema se pune că piața energiei din România devine o piață liberă, iar în curând nimeni nu va mai avea dreptul, nici printr-un contract colectiv de muncă sau alte prevederi de acest gen, să țină captivi câteva mii de oameni să cumpere energie dintr-o anumită zonă. După cum bine știți, în curând fiecare vom fi liberi să spunem de unde vrem să cumpărăm energie. Repet, nimeni nu va mai putea să țină captivi mii de angajați din cadrul mineritului, ca să ne referim doar la noi, să achiziționeze energie doar de la un anumit furnizor. Asta este legislația europeană, va trebui să ne supunem și noi. Deci, în ideea în care această legislație își va intra în vigoare și reglementările ei vor ajunge, să spun așa, la porțile complexului energetic Hunedoara, cu siguranță vor trebui luate măsuri care nu pot fi decât înspre a acorda probabil o sumă de bani ca și compensare pentru această energie electrică, în ideea, repet, în care complexul energetic Hunedoara nu va mai putea să țină captivi cei câteva mii de angajați să achiziționeze energie electrică de la un singur furnizor. Asta ar fi al doilea aspect. Al treilea aspect, trebuie reglat în termenul cel mai scurt și în perioada imediat următoare o problemă care mi se pare destul de interesantă, problema concedierilor colective, în ideea în care sumele
pentru aceste concedieri colective diferă de la partea minieră la partea energetică. Partea energetică beneficiind de o sumă mult mai mare decât cei din partea minieră. Ce vreau să vă mai amintesc și mi-a atras atenția cineva că ar trebui să mai reamintesc acest lucru. Anul 2013, în luna aprilie, Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial o hotărâre de guvern prin care se acordă acces garantat la rețelele electrice pentru energie electrică produsă de centrala termoelectrică Mitia, aparținând complexului energetic Hunedoara, care să asigure funcționarea continuă a acesteia la o putere medie electrică de cel puțin 200 de MW. Se acordă acces garantat la rețelele electrice pentru energie electrică produsă de complexul energetic Oltenia, care să asigure funcționarea continuă a acesteia la o putere electrică de cel puțin 500 de MW. Pentru menținerea nivelului de siguranță a sistemului electroenergetic național, complexul energetic Hunedoara și complexul energetic Oltenia trebuie să furnizeze servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin 400 de MW, respectiv 600 de MW. De ce tot trebuie să ne reamintim aceste lucruri? Sunt hotărâri de guvern care sunt foarte importante pentru funcționarea complexului energetic Hunedoara. Rugămintea mea ar fi să faceți o diferență între 400 de MW complexul energetic Hunedoara, 600 de MW complexul energetic Oltenia. Adică este vorba de 200 de MW, dar ca și număr de angajați, cei din complexul energetic Oltenia au 12.000 în plus. Atenție, deci au undeva la 19.000 și ceva, noi suntem 7.000 și ceva. Deci iată că e vorba de 12.000 de angajați în plus. Deci am putea spune că în aprilie guvernul s-a gândit un pic mai mult la complexul energetic Hunedoara decât la complexul energetic Oltenia. Și tot în același timp trebuie să spunem că avem și un acces garantat de 200 de MW în rețelele electrice pentru energia electrică produsă de complexul energetic Hunedoara, în timp ce celor de la Oltenia li s-au acordat 500 de MW, repet, în condițiile în care ei sunt cu 12.000 și ceva mai mult decât noi cei din Valea Jiului. De ce trebuie să ne reamintim acest lucru în acea perioadă în care s-a dat această hotărâre de guvern care, repet, ne asigură într-un fel sau altul funcționarea în cadrul complexului energetic Hunedoara pe perioada anilor 2013-14 și undeva în 2015 această reglementare, mă rog, se va modifica. Așa? Această hotărâre nu a fost criticată, vezi, doamne, de nimeni în acea perioadă din Valea Jiului că este o hotărâre de guvern PSD-istă sau USL-istă sau, vezi, doamne, nu știu ce oameni politici din județul Hunedoara au lucrat la această hotărâre de guvern în folosul complexului energetic Hunedoara. Mai avem 2 minute din această emisiune, nu pot să vă spun decât să vă transmit rugămintea mea de a participa mâine la aceste alegeri. Opțiunea mea nu mi-o spun pe acest post, deoarece nu vreau să transform Capital TV într-o tribună electorală a nimănui din cadrul Sindicatului Muntele. Mi-am spus opțiunea mea astăzi în fața oamenilor de la Livezeni, dar în același timp trebuie să vă aduc la cunoștință un lucru care mie mi se pare extraordinar de grav, să nu tipărești buletine de vot pentru toți membrii Sindicatului Muntele. Repet, se pare că sunt tipărite cu 20% mai puține buletine de vot decât ar fi necesar. Deci există riscul ca un anumit membru al Sindicatului Muntele sau mai mulți membri sau cine știe câți, 20% dintre ei, să apară să voteze mâine la aceste alegeri libere, să le spunem, așa, și să nu aibă pe ce vota, deoarece nu sunt tipărite buletine de vot. În opinia mea, este încă o încercare a domnului Nica de a face ceva ne la locul lui sau de a încerca tot felul de matrapazâcuri de care se ocupă în ultima perioadă,
și pentru a încerca într-un fel sau altul să blocheze până la urmă accesul la aceste alegeri libere a unor oameni din zone care se mobilizează în general mai bine, așa cum a fost la conferința din 8 septembrie, în care cei de la Lonea, indiferent că vorbim de personal TESA, mineri, lăcătuși electricieni, s-au mobilizat exemplar și au participat la această conferință, așa cum s-au mobilizat oamenii de la Livezeni, de la departamentul Huila, trebuie să spunem, 2011, care s-au mobilizat și au venit exemplar la această conferință, cei de la departamentul Solidaritatea s-au mobilizat în sensul în care nu au participat absolut deloc, în ideea în care, iată, cele două mine se mobilizează în general la anumite activități legate de sindicalism, se pare că se blochează accesul celor două mine la acest vot prin tipărirea cu 20%, repet, a mai puține buletine de vot decât ar fi necesare. Sunt convins că minerii din Valea Jiului au inteligența necesară. Această informație îi va ajuta să decidă mâine cine va merita să fie viitorul lider al angajaților din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, membrii ai Sindicatului Muntele. Vă doresc succes, o zi bună, noroc bun tuturor, ne revedem mâine!